Ați pământul de vor lăuda, Doamne, când vor auzi cuvintele gurii tale, ei vor lăuda căile Domnului, căci mare este slava Domnului. Vedeți ce umbral, ce adăpost. David, cât a fost de David, înălța numele Domnului. Mereu numele Domnului era înălțat. Și mie îmi place să spun mereu că sub acest umbral al Domnului găsim binecuvântare. Adică când noi suntem mici, El e tot mai mare. Slavă. Și atunci încăpem multă lume sub acest umbral. Când crește unul așa, sau se vrea să se crească, sau cât un om, sub umbrela lui prea puțin. Prea puțin. Omul poate. Mărturisea cineva că s-o duc la București, să ajute un om bogat, și când s-o dus acolo, zice, nu te pot ajuta, că ești pocăit. Au venit înapoi și eu i-am spus, cum scrie? Blestemat să fie omul care se încrede în om. Și binecuvântat să fie omul care se încrede în Domnul meu, Tat, să fie numele Domnului. Ți s-a mărit faima prin împlinirea făgăduințelor tale. Dumnezeu și-a împlinit făgăduințele față de noi. Și faima Domnului a crescut. Făgăduințele Lui s-au împlinit în viața noastră. Și noi putem mărturisi lucrul acesta. Familie, pregătire profesională, Duhul Sfânt, copii, casă. Și nu vorbim numai de lucrurile materiale. Faima Domnului a crescut, că și-o ținut făgăduințele. Iacov s-a plecat, s-a smerit și s-a rugat cu fața la pământ și s-a rugat. Când s-a plecat de acasă, când s-a plecat, a zis, dacă mă vei ajuta, să mă întorc în pace în casa părinților mei. Dacă îmi vei purta de grijă, vei da de mâncare și de băut în pribegia mea. Tu vei fi Dumnezeul meu. Și Iacov a plecat la Padan Aram. A plecat și când s-a întors înapoi, s-a aruncat iarăși cu fața la pământ. Știți ce-o zis? Când am plecat, eram contraistă. Și acum robul tău face două turme. Avea două turme. Cu copii, cu o împărțit în două. Și trecea iazul, trecea apa cu două turme. Și iată că, zice, ai fost binevoitor cu robul tău. Când mergeam încolo, mergeam cu o plasă, în termenii noștri, cu o pungă. Și acum robul tău face două turbe. Și avea acolo o mulțime, avea o... Pentru că Domnul îl binecuvântase. Pentru că Domnul și-a arătat față de el. Și schimbase numele din Iacov în Israel. De acolo numele de Israel. Nu-i că interesant să aflăm de unde vine numele de Israel cu Dumnezeu la binecuvântat, nu te vei mai numi Iacov. Și cum te vei numi? Israel, cel ce se luptă cu Dumnezeu. Că ai luptat cu Dumnezeu și cu oamenii și ai ieșit biruitor. Ai insistat. Te-ai luptat în rugăciune, ai persistat înaintea lui Dumnezeu și ai ieșit biruitor. Pentru că se revărsa soarele, revărsa zorile. Și cel cu care se lupta zice, lasă-mă să plec. Și apoi nu te las până nu mă binecuvintez. Până nu mă binecuvintez.
Și David zice, ți s-a mărit faima prin împlinirea făgăduințelor tale. Și l-a binecuvântat acolo, scrie Scriptura, l-a binecuvântat acolo. Slăbit să fie Domnul. Iubiții mei, în dimineața aceasta, avem motive de laudă pentru nașterea de Dumnezeu, care zilnic ne poartă povară. Totuși, dacă sunt bolnavi, vrem să ne lucrăm și pentru bolnavi. Sigur, bolnavi, haide să ne ridicăm pe picioare și dacă sunt cauze de boală, să fie aduse înaintea Domnului. Nu mai avem curajul, știți? Nu mai avem curajul. Avem curajul pentru că poate că de prea multe ori am încercat să aducem cauzele înaintea Domnului și n-am primit răspuns. Dacă sunt cauze de boală. Haideți să cântăm Domnul după care ne rugăm, ridicați pe picioare.